Pe Simona am cunoscut-o la barul Chesturii, unde lucrează în cursul săptămânii și am stabilit să ne revedem seara, la un pahar de vorbă românească. A venit cu Lucian. Ardeleni simpatici, tinerii din Verona ne-au atras pe nesimțite în povestea lor. Munceam deja pentru o firmă de confecții, o firmă de îmbrăcăminte din Verona. Unul dintre șefii din firmă avea un bar în Verona, îl avea pentru că nu-l mai are, s-au mutat toți acasă în sud. Avea nevoie de o mână de ajutor pentru că fiica lui tocmai născuse. Știa că eu aveam pitici pe creier și că vreau să vin, adică vreau să plec de acasă. Nu mă lega neapărat nici munca, nici ceva deosebit. Și a venit propunerea să vin în Italia la muncă. Mi s-a spus să ai timp 2 săptămâni să te hotărăști. Te-ai hotărât? Exact. Ce-ai făcut aici? Ce meserie ai avut aici, Simona? Continui să am aceeași meserie de 5 ani. Lucrez când în bar ca și barman, când ca și ospătară. E munca pe care o găsești relativ ușor. După ce ai o anumită experiență, ajungi și să fii plătit relativ bine. În urmă cu aproximativ 5 ani, când apăruse o febră pentru medicii din România, cum că ar putea lucra în Italia, am început și eu acel parcurs cu actele care trebuiau pregătite pentru declarația de valoare. Nemai având răbdare să aștept după programare la ambasadă, după declarația de valoare, mai ales că am cheltuit o grămadă de bani pentru aceste documente, și aici vorbesc de peste 1000 de euro, bani care în perioada respectivă nu erau ușor de obținut, mi-am zis, nu mai are rost să stau aici, pentru că banii ăștia nu îi voi scoate niciodată în țară. Născută în Zalău, Simona a rămas ardeleancă până în fundul sufletului, chiar dacă vorbește perfect italiana și e mândră de originea ei. Ba uneori chiar îl mai ia peste picior pe Lucian, jumate ungur. Din nefericire, România este în Transilvania și nu Transilvania în România, dar dacă spunem că suntem din Transilvania, suntem recunoscuți mai repede pentru că acolo e Dracula. Am început să-mi caut de lucru la negru. Am făcut practic munca de agricultor, de constructor. Nu mi-era rușine să fac orice muncă. Aici, dacă nu muncești, nu mănânci, nu plătești chirie, pleci acasă. Acum Lucian lucrează pentru un medic de familie. E mâna lui dreaptă. Iar în weekend e bodyguard la o discotecă. Speră ca lucrurile să se schimbe după ce o să-și primească actele din România și o să-i fie recunoscute studiile. Anul viitor, ianuarie, februarie, primești acest atestat. Îmi rezolvă și cei de la Roma acest drept de liberă practică. Muncesc amândoi din greu, dar niciunul nu uită farmecul gesturilor mici. Dragostea îi ajută să treacă peste toate.